Maurice Munteanu a vorbit în nenumărate rânduri despre orientarea lui sexuală și a fost extrem de deschis în privința acestui subiect. Recent, în cadrul emisiunii Detectorul de minciuni, difuzată pe canalul de YouTube exclusive, juratul Bravo, I Still, celebrities, a dezvăluit că încă din copilărie a realizat că nu este atras de femei, ci de bărbați. Maurice Munteanu a mărturisit că la vârsta de 7 la 8 ani a început să observe faptul că ceva este în neregulă cu el, căci îi plăcea foarte mult de un coleg. Celebrul jurat și-a dat seama, ulterior, că are o altă orientare sexuală, însă acest lucru nu l-a speriat. În copilărie, Nere și-a dat seama de orientarea lui sexuală. Cred că aveam 7 la 8 ani și nu știam ce se întâmplă, pentru că mi se părea simpatic un coleg, mai precis un vecin. Și atunci mi-am dat seama. Nu știam cum să interpretez toată afacerea asta. Atunci a fost primul moment în care am realizat că e posibil să nu-mi placă Maricica, e posibil să-mi placă Gigel. Pentru mine asta nu reprezintă o problemă. Evident că ține neapărat de educație. Din păcate, în România ne lovim la tot pasul de tipul asta de mentalități super învechite, a declarat Maurice Munteanu, în cadrul emisiunii Detectorul de minciuni. Cât despre cum este el într-o relație, vedeta canalda a dezvăluit că tinde să fie o persoană dificilă din cauza cerințelor pe care le are de la un partener, dar și ușor geloasă. Trebuie să definim asta cu dificil. Nu cred că sunt foarte dificil, sau, mă rog, unii ar considera asta. Dacă a cere foarte mult pentru că și oferi foarte mult înseamnă că ești dificil. Da, sunt dificil. Da, Nere este gelos. Nu știu dacă gelozia e neapărat o dovadă de iubire, pentru că și asta e discutabil. De multe ori ni se întâmplă să dezvoltăm un ego nepermis de mare, pentru că la asta cu ego-ul trebuie să lucrăm în permanență, atunci da, riscăm să devenim peste măsură de geloși. Încrederea într-un partener e foarte importantă și cred că de la asta ar trebui să plece. O relație ar trebui să aibă în primul rând la bază o formă de parteneriat. Fără asta nu se poate face nimic. O relație care se bazează doar pe o pasiune din asta de mentă, care se poate stinge foarte ușor, nu se transformă într-o relație, a mai spus juratul Bravo, I Still. Celebrities, în emisiunea amintită.